Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Ne vom opri în dreptul unui împărat al lui Iuda, Asa, care potrivit cu perioada în care a domnit, inspirându-ne din numărul de ani, am numit lecția aceasta 40 plus minus 1 și vom vedea noi la momentul potrivit ce înseamnă asta. Despre el găsim scris în 1 Împărați, capitolul 15, a fost fiul lui Abia sau Abiam, deci nepot la Roboam, și tatăl unui alt cunoscut împărat, Iosafat. A avut o domnie lungă și în 15 cu 9 scrie că el a ajuns împărat în al 20-lea an al lui Ieroboam. S-a domnit, în 16 cu 23 scrie, în al 31-lea an al domniei lui Asa, împăratul Iuda, a început să domnească peste Israel Omri. Deci, de la Ieroboam, cel care a prins dezbinarea seminților, și până aproape un an, doi diferență, în timpul lui Ahab. Sub el țara a avut pace, în timp ce, dacă vă amintiți de împărații aceia care i-am amintit doar pe rând, datorită scurtului timp în care a domnit, în țara vecină erau frământări. De altfel, aspectul acesta este și precizat în prorocia lui Azaria. Domnul a dat pace celor care se încredeau în el și l-au căutat, în paralel cu alte vremuri de frământare, de negură, pentru alții care umblau pe căi străine. Acest Asa a fost un om credincios, un domnitor deosebit, dar a avut unele probleme, în mod special spre finalul domniei lui, la bătrânețe. El, de altfel, deschide seria unor împărați, despre care vom vorbi în viitor. Într-o primă parte vom vorbi despre Asa în domeniul religios, iar într-o a doua, despre împăratul Asa în domeniul economic și militar, așa cum este el prezentat în Scriptură. Mai întâi, partea religioasă, pentru că oricum și întotdeauna lucrurile sfinte le determină și pe celelalte fizice sau pământești. Ba chiar mai mult, lucrurile sfinte vor determina existența și poziționarea noastră pentru toată veșnicia. După ce a ajuns împărat, citim la 1 Împărați, capitolul 15, de la versetul 12, a scos din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii pe care îi făcuseră părinții lui. Și chiar pe mama sa, Maaca, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astartei. Asa i-a sfărâmat idolul și l-a ars în pârâul Chedron. Dar înălțimile n-au pierit, măcar că inima lui Asa a fost în totul la Domnului în tot timpul vieții lui. El a pus în casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său și de el însuși, argint, aur și vasă. Fiecare împărat și la rândul lui fiecare om își alege viața de credință sau religia când ajunge în putere și în deplină libertate de decizie. Fiecare generație alege și chiar fiecare om. Amintiți-vă de cuvintele lui Iosua, pe care vreau și să le citim din cartea sa, capitolul 24. El ajunsese la bătrânețe și a pus în fața urmașilor săi această realitate, care fie că o pui, fie că nu, ea își va spune cuvântul. 24, versetele 14 și 15. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, și acum ideea centrală, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. De altfel, el slujise toată viața, mai avea doar o mică parte de slujit până când urma Domnul să-l ia din viața aceasta. Așadar, alegerea aparține fiecăruia în a sluji sau a nu sluji lui Dumnezeu. Dar alegerea nu este o noțiune de ordin teoretic. Este foarte simplu să spui, eu sunt credincios. Eu am întâlnit recent o persoană care i-a venit să se mărturisească și când i-am spus că trebuie să se apropie de Dumnezeu, a zis, dar eu întotdeauna am fost cu Dumnezeu în inimă. Eu am fost născut în zodia celor buni. Numai că cei rău m-au perturbat puțin. Am continuat, dar în timp ce ai păcătuit ani de zile, cum ai fost cu Dumnezeu în inimă? Eventual că ai avut ideea în minte, teoretic. Nu, nu, nu. Contraargumenta eu l-am avut pe Dumnezeu în inimă. Ai slujit lui Dumnezeu, a însemnat și pe vremea lui Iosua și a lui Asa și a noastră să elimini păgânismul și să te dedici
lui Dumnezeu, templului și lucrurilor sfinte. Așa a făcut Asa. A îndepărtat idolii, nici chiar pe mama sa nu a îngăduit-o să aibă o altfel de slujire și în același timp să-și păstreze demnitatea de împărăteasă, și el și-a dat bunurile lui cu devoțiune pentru templu. Nu se poate sluji, spunea Domnul Iisus Hristos, la doi stăpâni, să fii și cu Domnul și cu idolii, sau și cu biserica și cu lumea. Să-ți dăruiești banul tău și pentru plăcerile lumii acesteia, sau chiar pentru lăcomie, care este și ea tot o închinare la idoli, și în același timp să-ți dăruiești banul tău și la biserică sau în lucrarea Domnului. Ori într-o parte, ori într-alta, sorții vor fi aruncați. Așa spunea Iosua, alegeți! Și tânărul împărat Asa, el a ales să slujească lui Dumnezeu și să lichideze inventarul de idoli și slujirea păgână care mai exista în Țara Sfântă la ora aceea. Așa ceva a fost și în Noul Testament. Vreau să citim din 1 Tesaloniceni, capitolul 1, felul în care Pavel descrie întoarcerea la Domnul, alegerea de pocăință a celor din Tesalonic. 1 Tesaloniceni 1, de la versetul 4, chiar citim, până la 10. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Mai întâi aleși de Dumnezeu și apoi ei alegându-L pe Dumnezeu. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Să nu credeți că pentru evrei, când dădeau idolatria afară, se îndreptau spre Domnul, nu existau probleme. Nu era totul un unison. Împăratul dădea o poruncă, nici chiar porunca nu era ușor să ajungă până în capătul țării, că nu era radio ca atunci, nici alte forme moderne de mediatizare. O duceau din vorbă în vorbă, din om în om, călăreți, alergători. Și au fost lupte, duhuri respective care dominau piața religioasă din vremea aceea, sau stăpâneau pe oameni, nu se retrăgeau de voie bună. La fel și în Tesalonica au fost niște lupte în alegerea lor. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat, slăvit să fie El. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Aceasta este o adevărată întoarcere. Așa cum se spune uneori că pocăința este o întoarcere de 180 de grade, un la stânga împrejur. Așa a procedat și a împlinit porunca Domnului de pocăință, păstrând ideea noastră actuală, împăratul Asa. Tot despre el citim, întoarceți la 2 Cronici, capitolul 14, în ideea aceasta, de la versetul 2. Asa a făcut ce este bine și plăcut înaintea Domnului Dumnezeului său. A îndepărtat altarele dumnezeilor străini și înălțimile, a sfărâmat stâlpidole și a tăiat astarteile. A poruncit lui Iuda să caute pe Domnul Dumnezeu părinților săi și să împlinească legea și poruncile. A îndepărtat din toate cetățile lui Iuda înălțimile și stâlpi închinat soarelui, și împărăția a avut pace sub el. În capitolul următor, 15, ne este prezentată o trezire spirituală. Termenul acesta este foarte actual. Unii se roagă, păstrând terminologia, să aducă Dumnezeu o vreme de trezire. Haideți să urmărim împreună cum s-a derulat trezirea spirituală din vremea lui Asa. În primul rând, a fost un mesaj profetic, sau, altfel spus, un cuvânt cu cercetare și cu putere din partea Domnului. Dumnezeu este Cel care poate să-și aducă vântul Său binevenit, chiar peste o vale de oase moarte, și să le învie. Dumnezeu este Cel care aduce viața. Mesajul acesta s-a derulat astfel. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Azaria fiului Odet, acesta s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis, ascultați-mă. Asta și tot Iuda și Beniamin. Și aici
enunță un principiu. Domnul este cu voi când sunteți cu El. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și El vă va părăsi. Un principiu în trei puncte. Dumnezeu nu se dezice, nu se desminte. Câte vreme rămânem cu El, El este credincios. El este dispus apoi să ne primească dacă îl căutăm în mod sincer, dar în al treilea rând, dacă noi ne retragem, Dumnezeu nu ne ține forțat, ne lasă libertatea chiar de a ne despărți de El în favoarea diavolului și spre pierzarea noastră. Multă vreme Israel a fost fără Dumnezeu cel adevărat și amintiți-vă, repet, de semințiile celelalte care erau cu idolii, cu viței lui Roboam, fără preot care să învețe pe oameni și fără lege, dar în mijlocul strântorilor s-au întors la Domnul Dumnezeului Israel, l-au găsit, fiindcă l-au căutat. Versetul 8. După ce a auzit aceste cuvinte și prorocia lui Odet, prorocul, Asa s-a întărit și a îndepărtat urăciunile din toată țara lui Iuda și Beniamin și din cetățile pe care le luase în muntele lui Efraim și a înnoit altarul Domnului care era înaintea pridvorului Domnului. Amintiți-vă și în Noul Testament cum s-a produs acea trezire de proporții naționale. Chiar înaintea Domnului Iisus și a lucrării sale, Dumnezeu Tatăl a trimis un proroc pe cel mai mare, Ioan Botezător, și pe fondul strigării sale, a glasului celui ce striga în pustie, Domnul a adus trezirea. Rădăcina trezirii este într-un mesaj cu putere venită de la Dumnezeu. Chiar tot în acea vreme, aproximativ din Israel, când pe muntele unde Elie a adunat prorocii lui Baal, a avut loc un cuvânt care venea de la Domnul. Și pe moment ei s-au trezit, s-au strigat cu toții, Domnul este Dumnezeu. În al doilea rând, de la versetul 9, citim, au fost organizate zile sfinte, oamenii s-au adunat și au fost slujbe speciale. Nu s-ar putea produce o trezire dacă fiecare ar sta la domiciliu. Nu există trezire acolo unde oamenii nu se adună și năvălesc la biserică. Și istoria păstrează astfel de momente când au fost treziri spirituale, oamenii veneau la biserică înainte de începerea slujbei și nu le venea să plece când era gata. În timpul trezirii spirituale din țara Galilor, anii 1905-1906, minerii veneau la biserică direct din schimb și uneori le mai rămânea puțin timp de somn și iară se întorceau la minele de cărbuni, fiindcă era o stare de trezire spirituală. Scrie aici, a strâns pe tot Iuda și Beniamin, din Efraim, din Manase și din Simeon, care locuiau printre ei, căci un mare număr dintre oamenii lui Israel au trecut la el când au văzut că Domnul Dumnezeu lui era cu el. S-au adunat la Ierusalim în luna a treia, în anul al 15-lea al domniei lui Asa. În ziua aceasta au jertfit Domnului din prada pe care o duseseră 700 de boi și 7000 de oi. În luna a treia nu exista o sărbătoare specială, dar ei s-au adunat sub impulsul acesta dat din partea Domnului. De asemenea, nu doar că s-au adunat, s-au închinat Domnului cu darurile lor. Când oamenii își deschid inima după ce Dumnezeu deschide mintea, se deblochează și piciorul și alergi la casa Domnului, se deblochează și buzunarul, dacă vreți, și te dăruiești pentru lucrarea lui Dumnezeu. Omul se deschide. Și din Noul Testament, în paralel, vreau să vă amintesc evenimentele de la Ierusalim. Când a fost trezirea spirituală după ziua cinzecimii, care era orarul de biserică? În fiecare zi, fără să fie provocați, fără să sune clopotele, oamenii veneau, erau mânați sau mai degrabă erau atrași de lucrarea care Dumnezeu făcea acolo. Și în al treilea rând citesc de la versetul 12, au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor din toată inima și din tot sufletul lor. Și oricine nu căuta pe Domnul Dumnezeu lui Israel trebuia omorât, fie mic, fie mare, fie bărbat, fie femeie. Au jurat credință Domnului cu glas tare, cu strigăte de bucurie și cu sunete de trâmbițe și de buciume. Tot Iuda s-a bucurat de jurământul acesta, căci juraseră din toată inima lor, căutaseră pe Domnul de bună voia lor și îl găsiseră. Și Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur. Împăratul Asa n-a lăsat nici chiar pe mamă sa Maca să mai fie împărăteasă pentru că făcuse un idol Astartei. Ei și-au luat angajamente pe care le-au respectat. Trezirea spirituală
nu este doar o undă de putere de la Dumnezeu, nu este doar o slujbă reușită în care oamenii se adună în mod masiv și cât mai des, implică și niște angajamente pe care să le respectăm, care să se implementeze în viața noastră și viața noastră să se schimbe. Că ce folos ar fi să spunem că a fost la biserică grozav, au fost niște predici și niște prorocii pline de putere, niște cântări prin Duhul, că ce ne bucurăm noi și venim și peste săptămână și duminica, când mergem acasă, tot angajamentul și toată bucuria noastră să țină 48 de ore. Ce folos ar fi? Angajamente respectate. Asta este, de fapt, finalitatea trezirii. Ce folos ar fi să se scoale un om dimineața, să se îmbrace repede și să se pune iar înapoi în pat? Nu este nicio afacere în toată treaba aceasta. Trezirea conține așadar elemente de natură divină împletite cu cele de ordin uman, care pe lângă momentele de euforie inițială sunt finalizate sau sunt continuate cu o trăire exemplară dovedită în timp. Dumnezeu să lucreze și în vremea noastră. Amin. Amintiți-vă de ceea ce îi spune Domnul Bisericii din Efes în Cartea Apocalipsei. Aici, de-a lungul istoriei, s-au ratat mai multe treziri. Nu că n-au fost bune în emanația lor, dar nu a rezistat la proba timpului ceea ce s-a câștigat. Apocalips 2, versul 2. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu, că n-ai obosit, dar am ceva împotriva ta. Ți-ai părăsit dragostea? Din tâi. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut? Trezirea spirituală ne ridică pe culmi sfinte, dar dacă nu rămâi acolo și angajamentele nu sunt respectate, cazi. Și cât ar fi fost biruința de mare, oamenii revin la vechile stări, dacă nu există, repet, o continuitate. Am vorbit adineaori despre trezirea din Țara Galilor, chiar cel care a fost, poate, omul numărul unu folosit de Dumnezeu acolo, la scurt timp s-a stins. Și măcar că a trăit parcă până spre jumătatea secolului, nu a mai fost cu acea proeminență implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se poate observa fie în viața unora care tineri au venit cu bucurie la botez, la stăruință și peste 2-3 ani parcă de-abia mai pâlpăie lumina lor. Dumnezeu să ne dea harul să rămânem mereu, nu doar cu flacără de veghe, cu flacără care arde spre gloria Domnului. Atunci este reușită o trezire spirituală. Vreau să privim acum tot în domeniul religios la starea spirituală individuală a împăratului. Citim versetele următoare din 2 Cronici, versetele 17 și 19. Dar înălțimile tot nu au fost îndepărtate din Israel, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui. N-a fost niciun război până la al 35-lea an al domniei lui Asa. De ce, de fapt, am intitulat lecția aceasta 40 plus minus un an? Putem citi și în capitolul 16 și vom înțelege mai mult, de la versetul 9. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreaga a Lui. Dar am citit în 15 cu 17 că era întreagă. Totul spre bătrânețe s-a produs ca o fisură, ca un gol, ai lucrat ca un nebun. În privința aceasta, căci de acum vei avea războaie. El aproape că a tins spre șansa lui Solomon să n-ai războaie 40 de ani. Dar în al 35-lea an a avut război. Și la acel război el nu s-a mai încrezut în Domnul. Și când a venit prorocul, care altă dată prin mesajul din partea Domnului a provocat trezirea de care am vorbit, de data aceasta citim în versetul 10 că Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus la închisoare. De zici că era frate cu Ahab la ora asta. Pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor. Faptele lui Asa, cele din tâi și cele de pe urmă, sunt scrise în cartea împăraților lui Iuda și Israel. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare. Cei 40 de ani n-au fost atinși într-un mod binecuvântat. Lipsea un an, el a fost lovit,
Așa încât avea mari dureri, chiar în timpul boalei lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Din prezentarea de aici înțelegem că a fost 2 ani bolnav de picioare, căci Asa a dormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al domniei lui. L-au îngropat în momentul pe care și-l săpase în cetatea lui David, l-au culcat pe un pat pe care îl umpluseră cu mirodenii și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul și au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii. Iată cum spre finalul vieții lui, inima lui a cunoscut o slăbiciune, o decădere și el a fost atins și pedepsit de Domnul pentru lucrul acesta. Ca să înțelegem mai bine, cred eu, vreau să citim și din Noul Testament, din 1 Corinteni 9, ce spune Pavel, și lucrul acesta poate să constituie de la cei tineri până la cei mai bătrâni un semnal de alarmă căci viața are început, dare și sfârșit. Și dacă începutul trebuie să fie bun, sfârșitul n-are voie să fie mai puțin bun. Zice Pavel 1 Corinteni 9 cu versetul 23, fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. 27, și mă port aspru cu trupul meu să-l țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Pavel a văzut un potențial risc în scurgerea anilor și astfel a făcut totul ca nu cumva spre bătrânețe vreo greșeală să prindă ceva proporții și el să fie lovit. Asa a avut, repet, o viață de aproape 40 de ani de pace și binecuvântare, dar spre bătrânețe s-a dovedit că anumite lapsusuri au fost în viața lui și el nu și-a încheiat viața până când gafele acelea n-au ieșit la suprafață. Și măcar că a fost lăsat încă un an peste 40 de ani, n-a dovedit. Cum a fost la 40 fără 1, așa a fost și la 40 plus 1. Este ceva asemănător cum scrie în Evanghelie despre tânărul bogat. El a zis, din tinerețe am slujit Domnului. Ce i-a spus Domnul? Lipsește una. Și a plecat întristat de tot. Să nu vă lăsați la gândul că noi suntem în regulă. Șaman de pocăință care m-au dovedit că sunt statornic. La bătrânețe se pot face greșeli. Să mergi o viață întreagă rău și să te trezești la bătrânețe, puțin probabil. Mai ușor probabil să mergi o viață întreagă așa de nota 7, 8, 9 și fiindcă uneori te joci și nu te ții de lecții, la bătrânețe să rămâi odată corijent. Și într-un an s-o pățești. De aceea Domnul să ne țină treci până vom pleca de pe pământ. Și trezirea care a inițiat-o Domnul sau flacăra care a aprins-o în noi să nu se stingă până când va retrage Domnul lumina din viața noastră. În al doilea rând vreau să ne oprim la asta în dreptul domeniului economic și militar, nu că ne interesează pe noi problemele astea, prin ele vreau să vedem tot partea spirituală. În 1 Împăraș 15, versetul 15 îl recitesc. El a pus în casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său și de el însuși, argint, aur și vase. Și apoi 22 și 23. Împăratul Asa a chemat pe tot Iuda, fără să lase la o parte pe cineva, și-au ridicat pietrele și lemnul pe care îl întrebuițase Baeșa, împăratul care îl atacase în război, la întărirea Ramei, o localitate, și împăratul Asa le-a întrebuințat la întărirea Gebei lui Beniamin și Mițpei. Toate celelalte fapte ale lui Asa, toate isprăvii lui și tot ce a făcut și cetățile pe care le-a zidit, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? În plan economic, este aici ceva frumos dacă ați reținut ce e scris. Aurul l-a dus la templu, iar lemnele și pietrele au rămas pentru construcție. Niciodată să nu dai la casa Domnului lemnele și pietrele și aurul să-l ții pentru tine. Aurul e pentru Domnul, lemnele și pietrele sunt pentru noi. Și trebuie să ne facem casă și cum este în vremea noastră trebuie să avem mașină, dar mai întâi să hărăzești ce ai chiar în plan material pentru Domnul. Spunea Domnul Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri se vor da pe deasupra. El s-a dăruit lui Dumnezeu și chiar material a dăruit templului. Și apoi Dumnezeu i-a îngăduit harul să zidească cetăți și copiii lui Iuda să aibă unde să locuiască. Fiecare știe dărnicia lui.
De exemplu, noi la biserică nu există ceva controlat ca să știm și să avem o evidență cine cât dă. Nici nu există o reglementare nou-testamentală atât de expresivă ca să controlăm domeniul acesta. Spune, de exemplu, Pavel când zice în 2 Corinteni, fiecare să dea după cum îi dictează inima lui, că pe cel care dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. De asemenea, tot din vremea lui Asa, vreau să citim din 2 Cronici 14, din relatarea paralelă, de la versetul 6 și apoi 7, unde se dovedește că bunăstarea materială este un har de la Domnul și ea era de dorit în mod special în Vechiul Testament. Și acum să ai ceea ce trebuie este o binecuvântare de la Domnul și o necesitate, dar în Vechiul Testament Canaanul pământesc era pentru ei întruparea binecuvântării. Citesc acum versetele 6 și 7. A zidit cetăți întărite în Iuda, că țara a fost liniștită și împotriva lui n-a fost război în anii aceia, pentru că Domnul i-a dat odihnă. El a zis lui Iuda, să zidim aceste cetăți și să le înconjurăm cu ziduri, cu turnuri, cu porți și cu zăvoare. Țara este încă a noastră, căci am căutat pe Domnul Dumnezeul nostru, l-am căutat și El ne-a dat odihnă de toate părțile. Au zidit, dar și au izbutit. A fost un har de la Dumnezeu. Și în Noul Testament suntem sfătuiți să aducem, zice 1 Timotei 2, rugăciuni și cereri, pentru ca viața noastră din punct de vedere economic, social, să se desfășoare în condiții bune. Scrie aici 2:1. Vreau să amintesc aceasta în ideea de a nu fi niște oameni mereu nemulțumiți de țara aceasta, de conducerea țării, ci mai degrabă a socoti că ceea ce avem, avem prin bunătatea Domnului și modul prin care se poate avea mai mult sau altceva este rugăciunea, căutarea lucrurilor sfinte și munca, elemente care Dumnezeu le-a lăsat la îndemâna noastră pentru a avea bunuri materiale. 1 Timotei 2:1. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărat și pentru toți cei ce sunt înălțați în drăgătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Și în Noul Testament este recomandabil să cerem din partea Domnului îndurare în privința aceasta. Sau sănătate. Suntem îndemnați în a treia epistolă a Ioan și este de dorit acolo ca cele spirituale să progreseze direct proporțional cu sănătatea, cu cele fizice. Apoi, pe lângă domeniul economic în care în anii de pace ei au putut să prospere, vreau să ne oprim la domeniul militar și dacă în Noul Testament nu mai avem războaie, ce bine, nu? Mai ne ducă toată ziua pe front. În Noul Testament, luptele sunt în permanent. În Vechiul Testament aveau războaie din când în când. În Noul Testament, luptele spirituale sunt în fiecare zi și cu intensitate mai mare în unele zile, numite în Efeseni 6, în ziua cea grea. Despre războaiele sale, două dintre ele, menționate mai pe larg, se spune că a avut și altele, citim mai întâi în 2 Cronici 14, de la versetul 9. Zerah, etiopianul, a ieșit împotriva lor cu o știre de 1.000.000 de oameni și 300 de cară și-a înaintat până la Mareșa. Asa a mers înaintea lui și s-au înșiruit de bătaie în valea Țefata, lângă Mareșa. El avea, dacă citim mai sus, versetul 8, o știre de 300.000 de oameni, plus încă 280.000 din Iuda, 580. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeu lui și a zis, observați ce rugăciune frumoasă, izvorâtă dintr-o inimă plină de credință. Și fac aici o mică paranteză, vis-a-vis de faptul că luptele noastre sunt în fiecare zi. Oare de ce suntem uneori atât de slabi? Și spunem, Doamne, sau ne plângem poate chiar între frați, nu știu ce să-mi fac, nu mai pot. Ei sunt mai mulți, sunt mai tari, toată ziua întâmpin probleme. Iată cum trebuie abordate problemele, războiul. Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare. Vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim și când ne sprijinim pe Dumnezeu ne va învinge cineva, dar atunci cum se explică, revin la ideea aceea,
că sunt atâtea înfrângeri, dar cele mai multe dintre ele, cele mai multe, le pierdem înainte de a începe războiul. Și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi, Doamne. Tu ești Dumnezeul nostru. Să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Nu știu exact cât de lungă a fost rugăciunea, chintesența ei este prezentată aici. Priviți la rezultat. Domnul a lovit pe etiopeni dinaintea lui Asa și dinaintea lui Iuda. Și etiopenii au luat-o la fugă. Dar Noul Testament nu scrie că diavolul va fugi de la noi. Nu ne este dată o vedenie sau poate fi dat la cineva să-l vedem pe diavolul cum o ia pasăre răgător. Dar așa e scris și s-a întâmplat atunci la un război fizic, se întâmplă acum la unul spiritual. Dar unde este mărturisirea noastră de credință? Versetul din Apocalipsa 12, ei l-au biruit prin sângele mielului, cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața până la moarte. Și l-au biruit pe diavolul. Suntem oare urmașii celor 10 iscoade? Eu știu că au murit acelea. Au rămas evrei să se mulțească din cele două care au spus, îi mâncăm și dacă sunt așa mari, vă dați seama când ne ajunge. În numele Domnului biruim. Și uneori atât este greu să scoată frații din gură sau surorile, ele sunt și mari slăbuți, să scoate rugăciunea asta. În numele Domnului, cum zice David, îi tai în bucăți. Că mor bucăți, că întregi, asta e o chestie de procedură. Dar vom avea biruință. Asta și poporul care era cu el, i-a urmărit până la Gerar și etiopenii au căzut fără să-și poată scăpa viața. Căci au fost nimiciți de Domnul și de oștirea lui. Asa și poporul lui au făcut o mare pradă. Vedeți pentru ce a adus Domnul pe etiopeni? Atunci nu era așa ușor cu transportul ca acum. Și-au adus ei merinzile aproape de Țara Sfântă, ăștia să le aibă la îndemână, că dacă îi trimitea după ele până în Etiopia, le era frică, nu se ducea. Deci când ne încredem în Dumnezeu, de acolo nu rezultă decât câștig. Când ne îndoim, celui ce are se mai dă, dar celui ce n-are, îi se ia și ceea ce îi se pare că are. Și-au făcut o mare pradă. Au bătut toate cetățile și împrejurimile Gerarului, căci groaza Domnului căzuse peste ele. Și-au jefuit toate cetățile a căror pradă era mare. Deci nu numai merinzile de pe front au fost pradă de război, și alte bunuri locate în cetățile pe care ei le-au mărșăluit în înaintarea frontului. Au lovit și corturile turmelor și au luat cu ei o mare mulțime de oi și de cămile. Apoi s-au întors la Ierusalim. Dar în ce a constat victoria, fraților? Într-o pregătire tehnică de nivel superior? Într-o tactică militară? Nu! În încrederea în Domnul. Și ca să fim mai complet, în încrederea în Domnul, după ce au scos idolii afară, că altfel n-ar fi avut decât sensul unei gălăjii ar fi fost dacă nu scoteau idolii. Știți când s-au bătut fiul lui Eli, Hofni și Fineas cu filistenii, dar ei erau curvari. S-au dus și-au strâgat, se cutremura pământul, dar se cutremura numai să le facă lor grop. Să aibă unde îngropa. Nu s-a cutremurat ca să fugă dușmanii. Totul a pornit de la o declarație, de la o rugăciune de credință. Dumnezeu să ne umplă de credință. Să putem fi niște militari, precum Asa în acest prim război. 16:1. În al 36-lea an al lui domnie lui Asa, Baeșa împăratul lui Israel s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama ca să nu lase pe al lui Asa împăratul lui Iuda să iasă și să intre. Și acum este gafa aceea spre bătrâneți. Asa a scos argint și aur din visteriile casei Domnului. Dar cine îl băgase acolo? El. Închinase argintul și aurul în casa Domnului și acum s-a dus să-l scoată. Și din visteriile casei lui și-a trimis-o la Ben-Hadad, împăratul Siriei, care locuia la Damas, și-a pus să-i spună: să fie un legământ între mine și tine, cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată-ți trimit argint și aur. Du-te și rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.
Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa, a trimis pe căpetenii de oștirii sale împotriva cetăților lui Israel și au bătut Ionul, Dan, Abel, Maim și toate locurile pentru merinde din cetățile lui Neftali. Când a auzit Baeșa, cel care venise împotriva lui și l-a amenințat în cetățile de la graniță, a încetat să mai întărească rama și a pus capăt lucrărilor sale și implicit războiului. Asa atunci a luat lemnele și pietrele de care am vorbit mai înainte. De data aceasta, într-un război în care adversarul era mult mai slab decât Zerah etiopianul și oștirea lui, el nu s-a mai îndreptat spre Domnul, a trimis o solie diplomatică să facă o alianță militară cu împăratul Siriei, că împotriva lui venise Baeșa cu cele 10 seminții răzvrătite. În acest moment intervine un proroc, Hanani. S-a dus la Asa, împăratul lui Iuda, și i-a zis: pentru ce te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău? De aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Rezultă că Domnul urma și vroia să-i dea o altă pradă. Și în loc să-i dea o altă pradă mare și el să mai închine alte lucruri în casa Domnului și pentru el, el a luat și ce închinase înainte și a pierdut și prada aceasta. Etiopienii și libienii, primul război, nu alcătuiau oaste mare și o mulțime de cară și călăreți, și totuși Domnul i-a dat în mâinile tale, pentru că te sprijinisei pe el. De acum încolo vei avea război. Rețineți, când nu te sprijinești pe Domnul, pierzi, și nu numai atât, problemele ți se vor înmulți, cele rele. Un război pierdut te face vulnerabil și când vor auzi ceilalți că ai fost bătut, toți vin să te bată. Dacă tu ai bătut pe alții, îi apucă groaza și stau acasă. După ce ai câștigat o luptă spirituală, să zic că în familie ai probleme cu ai tăi sau la servici, nu se mai dau repede la tine. Dar când ai pierdut, și mâine te atacă. Și oamenii și animalele prind obișnuința aceasta și devii o pradă ușoară. De ce nu mai fi apelat la Domnul? El a slăbit spiritual și de la trezirea aceea înaltă a scăzut. Și n-a mai fost în acea stare bună ca să apeleze imediat la Domnul. Am întâlnit oameni slăbiți spiritual care spun: nu mă pot ruga. Cum să ai încredere în Domnul dacă nici măcar nu te rogi? Sau alții spun: nu mai pot citi în Biblie. Cine să-ți inspire încredere dacă nu cuvântul pe care ar trebui să-l citești? Diavolul atât așteaptă să slăbești și așteaptă după tine ani de zile și te atacă. Și scopul lui este să te învingă, să te omoare. Domnul să ne țină în putere și în biruință. Vreau să recapitulăm și apoi să ne apropiem de încheiere. Asa a fost un împărat bun, care ar fi avut harul să atingă cei 40 de ani aproximativ de domnie în pace, în liniște, în bunăstare și în victorie. În timpul vieții lui, a ales de tânăr să slujească Domnului, eliminând idolatria, păgânismul, și în al 15-lea al domniei lui a avut loc acea reformă de care am discutat oarecum mai pe larg. Reformă care a început cu un mesaj din partea Domnului, a prins contur cu niște zile de adunare sfinte și s-a finalizat cu niște angajamente respectate. Eu repet ce parcă pe mine mă obosește, dar același lucru trebuie tot spus. Nu-i mare minune să vii să te mărturisești, să spui că te pocăiești și să plângi. E primul punct, e bun. Dar dacă nu ții, ce folos că te spăl și iară te duci și te tăvălești în noroi. Angajamente respectate. Păstrarea unei ținute și a unui standard spiritual ridicat. Căci altfel, dacă nu, spre bătrânețe, când puterile te lasă, când nu mai poți să alegi la casa Domnului când ai alergat, unii pot posti mai mult la bătrânețe, alții nu mai pot posti că sunt slab fizic, nu mai poate fi cu aceeași regularitate, diavolul te poate ataca. Și mici fisuri și slăbiciuni pot să se localizeze într-un război pe care să-l pierzi, că nu te mai bizui pe Domnul. Dar dacă nu mai ești în formă, n-ai cum să te bizui. Un om slăbit spiritual să nu vă așteptați să alerge la Domnul. Un om care într-o bună formă spirituală, dacă orice necaz se ivește, în primul rând apelează la Domnul, că Domnul e lângă el. Dar un om care e slăbit spiritual va avea reacții firești într-o primă intervenție. Fiindcă ei, reluând aceste idei în două concluzii, 2 Cronici 16, recitim versetele 11 și 14. Faptele lui Asa, cele din tâi și cele de pe urmă. Știți că expresia aceasta rămâne și în Noul Testament?
Și scrie la unele biserici că faptele de pe urmă la unele au fost mai bune decât cele din tâi, la alții cele de pe urmă au fost mai rele decât cele din tâi. Și 14, l-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. Oare când și-a săpat mormântul în cetatea lui David, sau când își scriu unii oameni mai deosebiți autobiografia lor, cum și-ar dori ei să fie finalul vieții? Mormântul și l-a săpat lângă lui David. Se apropia de 40 de ani de domnie ca și David, pe scaunul lui David. Știți că și David spre bătrânețe am avut de plătit unele polițe, dar David a finalizat cu bine și cu bucurie că a avut o pocăință în viața lui. La Asa pocăința aceasta nu mai apare. Deși a avut război, au fost prorocii, au fost sărbători sfinte la templu și a pregătit un mormânt de onoare, s-a ars tămâie în cinstea lui, mirodenii, și așa e când mor oamenii. Aproape, că și noi îi lăudăm pe toți încet. Dar depinde de caracterizarea ce le face Domnul în final, nu mirodenile și cinstea noastră, durerea lui de picioare și doctorii la care s-a dus și mânia lui pe proroc spuneau ceva, la unii bătrâni le slăbesc nervii și fac gafe, nu este un lucru normal. Probabil după viață de 40 de ani de domnie, a fost obosit ca un împărat și s-a mâniat pe proroc. N-ar fi trebuit. Slăbirea este admisibilă, boala este admisibilă, dar stările psihice negative, care culminează, se materializează prin excese cu fond de păcate, denotă cel puțin slăbire spirituală, dacă nu ceva mai grav. La bătrâneți și într-o a doua concluzie, citesc versetul 7 și 8 din capitolul 15, ceea ce de fapt cred eu, după înțelegerea ce o am, ce a determinat acest final umbrit al lui Asa. Voi dar întăriți-vă! Asta înseamnă că erau slabi. Versetul 8. După ce a auzit aceste cuvinte, Asa s-a întărit. El nu a fost la o tărie spirituală suficientă. Mai cu seamă dacă cineva are responsabilități și n-are putere pentru slujba care o ocupă, nu o poate duce cu bine. S-ar putea uneori să n-ai tărie nici pentru calitatea de tată sau de mamă. Dacă ești implicat într-o lucrare în biserică, se cere mai multă tărie. Uneori, așa dorim noi să lucreze Domnul prin noi, să fim implicați ca și fiul lui Zebedei. Vrem să fim puși unul la dreapta și unul la stânga. Și apoi să întrebăm, dar la jug? Unul la dreapta și unul la stânga. Puteți duce? Putem! Avem noi tăria să rezistăm? El a fost slab, s-a mai întărit cu prorocia, a dus-o. Dar din ansamblul vieții lui rezultă că n-a fost la o culme spirituală care să-i permită să reziste până la sfârșit și să nu scadă. Ca și unii copii la școală, ei stăpânesc oarecum materia și au note mai bune. Dar pe măsură ce clasele trec, în clasele mai mari notele încep să scadă, că ei nu stăpânesc suficient disciplinele respective, nu trăiesc într-o tărie spirituală. Adică unii sunt copii, nu tind spre maturitate, doar cei tari rezistă, întăriți-vă în Domnul, în puterea tăriei Lui, să puteți face față problemelor care vin, greutăților. Și uneori nu punem preț pe întărirea spirituală. Poate ne gândim, suntem mântuiți sau poate alții gândesc, putem să facem lucrarea, dar vom putea să facem față tuturor problemelor? Și închei cu ceva din Noul Testament din Evrei 10, din la versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele Iisus Hristos avem o intrare slobodă în locul preasfânt, vedeți ce simplu e să intri în biserică, să fii mântuit, pe care acea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, până aici, am spune, se intră ușor, Domnul mijlocește pentru noi, ce să ne facem atâtea probleme? Vă întreabă unii, dar de ce e atâta luptă, atâta întărire, atâta post? Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat de o apă curată. Să ținem fără șovăire, deci fără să eziți, fac, nu fac, la mărturisirea nădejdii noastre că-și credincios este Cel ce ne-a făcut făgăduința. Să veghem unii supra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, aceea pe care am frecventat-o cu regularitate în vremuri de trezire, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu cât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Și 38 și 39 din același capitol, și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi
sufletul meu nu găsește plăcere în el. Cum a fost viața lui Asa? Plăcută Domnului, dar spre bătrânețe a dat înapoi. Și Domnul n-a mai găsit atâta plăcere în el. Noi însă, și de s-ar împlini versetul ăsta cu noi, frați și surori, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi. Dar înainte știți cum se merge? Alergând, nu pas de defilare, nu ne fudulim în pocăință, nu mergem agale, că nu-i plimbare spre rai, că-i luptă, înainte mergem alergând. Orice încetinire, șovăire, echivalează sau va sfârși prin a da înapoi. Nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului, care va interveni în finalul alergării noastre. Domnul să ne ajute. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.